recomandarea mea din vlogul de astăzi. Mă duc să-l duc pe Noah la creșă. Tiara este la țară. În acest album. Și am să tot fac albume foto, pentru că mie mi se pare că... Vreau să vă spun că îmi cumpăr o dată la două zile. În urma cumpărăturilor am întocmit și un meniu. E a treia oară când încerc să filmez cumpărăturile și de fiecare dată se oprește camera, îmi dă eroare cardul. Asta nu e bine pentru că nu o să mai pot să fac vloguri. Ceea ce voiam eu să vă spun este că abia așteptam să ajung la cumpărături săptămâna asta. Am fost la piață, am fost în Carrefour și la Lidl, Carrefour Lidl, piață Carrefour Lidl, cam asta e ordinea. Și haideți să vă arăt ce am cumpărat. În primul rând, am luat un pepene mare din piață pentru că mi-era dor. Stați, închid geamul. E mai liniște acum. Tot încerc să filmez cu această cameră, dar nu prea reușesc pentru că se oprește. Sper să se salveze clipurile. Am luat castraveți, cornișon din piață, roșii din astea, inimă de bou, roșii, dar nu știu cum se cheamă astea. N-am nici cea mai mică idee. Am luat ardei capia și aici și acolo. O parte din ei, 2-3, am să-i păstrez la frigider, o parte îi voi coace și îmi voi pune la borcane, un borcanaj, două, să vedem cam câte borcane ies. Apoi din Carrefour am luat carne, am intrat să iau carne și mezeluri și lactate. Bun, de la Carrefour am luat așa creveți, din aceia cruzi, am luat o nucă de cocos, mozzarella sticks, aici cred că e parizer, niște noodles și din aceștia... din fasole. Am mai luat brânză cu smântână de la lăptăria cu caimac. Un piept de rață am luat de la Delaco. Am luat Tony Junior Yo-Yo. N-am mai luat niciodată. Rulouri de mozzarella, zice aici. Sunt 6 rulouri de mozzarella. Nu le-am încercat până acum niciodată. Am mai luat o conopidă și am luat ceafă afumată, un salam. Mi s-a părut că arată foarte bine salamul ăsta. Și am luat și șuncă. Salamul ăsta e 80 de grame. Și astea la alte două 100 de grame. Nu știu dacă o să inserez prețurile. Le-am luat pentru că, știți, de data trecută, de când am făcut cumpărături, v-am spus că vreau să renunț a le da copilașilor mezeluri din astea foarte, foarte procesate. Încerc cât mai local, cât mai natural. Am luat așa, ceafă de porc fără os ecologic, 2773, cât? Nici nu știu, 270 de grame. Și am mai luat varianta redusă, 412 grame, 28 și 55 de bani. Niște piept de pui din acesta fără antibiotic de la Bravito, care aparține de Agricola. Am luat un orez din vin, degresant, un litru de lapte, am luat o smântână din asta cu 35% grăsime. Credeți-mă pe cuvânt, este absolut genială smântâna asta. Am luat și de la lăptăria cu caimac, dar smântâna asta e absolut delicioasă. Data trecută am luat varianta mică, nu mai știu cât avea, și acum am luat varianta mare de 320 de grame. Nu, deci e... Trebuie să o încercați, vă recomand să o încercați. E ca aia pe care o luam de la mămaia mea când eram copilă. Așa e de bună. Laptele la fel, are caimac pe deasupra. Sunt absolut... Eu n-am încercat astea de la Artesana. Eu n-am încercat produsele până acum o săptămână sau două săptămâni. Și le recomand din suflet. Nori, vreau să fac sushi pentru că mi-am luat... somon, e pe aici undeva, și am mai luat de la Carrefour această baghetă. Iar de la Lidl am luat 3 sticle din astea de oțet. Mi-am luat eu mortadela pentru că am în cap un video și vreau să fac ceva cu mortadela. O să vedeți despre ce este vorba. Și din când în când o să mai fac câte o greșeală. Un salam din acesta bio. Și-a luat șuncă din asta care seamănă tare bine cu jambonul. Crem vruști de porc, cârnați, cabanoși din aceștia, un somon din acesta ca să fac eu sushi, această brânză, cred că este feta, în ierburi de Provence, în stil grecesc, da. Am luat mozzarella,
măsline, niște piersici plate, o sfeclă roșie, 2 avocado, Danonino, pentru că nu puteam să mergem la cumpărături fără să dezvăț pe ai mei să-și ia Danonino și Actimel. Aveți și aici Actimel, vedeți acolo. Lapte condensat pentru cafea. Răzvan a optat pentru Salam Victoria. Așa. Burrata. Am luat o caserolă din asta de burrata. Am găsit și clemele astea. Eu le folosesc la pungi ca să sigilez pungile. Ca să închid pungile folosesc astfel de clipsuri. Sunt foarte utile. Vă recomand. Porumb. Asta e secțiunea de dulciuri. Astea sunt toate dulciurile pe care le-am cumpărat. Nu văd nimic în plus. Partea asta. Iaurt din acesta cu fructe. Răzvan de obicei bea la micul dejun. Cornișon. Actimel, ce v-am zis mai devreme. Un fairy. Hârtie igienică și o pâine. Bine, pâinea nu e de la Lidl, că nu se află marca aceea la Lidl. Astea sunt toate și nu știu să vă zic cât au costat. Sper din toată inima să reușesc să pun prețurile pe ecran. N-am mai făcut asta de mult. Dar dacă vedeți prețurile pe ecran, înseamnă că am reușit să mă organizez și să editez astfel încât să aveți afișate și prețurile. Cât e kilogramul, cât a costat, cât a costat fiecare aliment în parte. Bun, astea sunt cumpărăturile. Dacă v-am inspirat, mă bucur mult. Recomandarea mea din vlogul de astăzi la capitolul cumpărături este smântâna aia de la Artesana. Produsele de la Artesana sunt ceea ce trebuie. N-am încercat până acum brânza cu smântână de la laptăria cu caimac. O să văd și revin. Și cam atât momentan. Le pun la frigider pentru că e destul de cald și nu vreau să se strice. Ne auzim mai târziu. Remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows. And anything sounds alright, I'm breaking loose. Am citit foarte mult în ultima perioadă despre importanța alimentelor, legumelor. Roșia face parte din alimentul acela minune și este recomandat să fie consumat în fiecare zi sub diferite forme. Ei bine, de când au apărut roșiile astea românești, inima boului, prin piață, vreau să vă spun că îmi cumpăr o dată la două zile, merg în piață și îmi cumpăr. Și îmi place tare mult combinația cu mozzarella, cu năut, dar și cea cu pesto. Și ca să nu mai consum pâine, îmi cumpăr oasa. Mănânc cam 3 felii de oasa pe zi, nu exagerez nici cu asta. Mintind pesto, de data asta am folosit pesto vegan, fără parmezan. Am folosit nuci caju în loc de parmezan. Și roșiile astea foarte zemoase și foarte gustoase din piață. Asta am să mănânc astăzi, prima mea masă, este 4 și un sfert, am cam exagerat astăzi. Pentru că n-am avut timp să mănânc și asta e prima masă. Dar de regulă mănânc pe la 12, prima masă. Așa, e mai bine așa. Chiar dacă e volanul ăsta în față, e mai bine așa. Bună dimineața! Ia să văd. Ce târziu este. Mă duc să duc copilul la grădiniță, la creșă, e nouă. Mă duc să-l duc pe nouă la creșă. Tiara este la țară. După trebuie să fug după ea să o aduc în oraș, după muncă. Și ce să zic, încerc să termin vlogul ăsta de o săptămână, dar n-am reușit, am avut și niște probleme cu YouTube, o să povestim. Dar oricum nu m-am mobilizat să termin un vlog, n-am avut nici energie, nu știu de ce. Dar acum revin cu forțe proaspete. Vă ziceam că revin cu forțe proaspete și ne apucăm de treabă. Da, să pornesc mașina și după aceea mă duc să duc pe nouă, mă duc la muncă. Nu v-am zis ce este astăzi, este joi. Vai,
Abia aștept să treacă și ziua de astăzi. Ne auzim mai târziu. Pa, pa. Vrei să-i spui ceva vlogului? Ce? Ai gurița plină de biscuiți. Ce vrei să-i spui? Ce vrei să-i spui? Ai gurița goală? A, să văd. Mami să vadă. Ai gurița goală? Ce vrei să-i spui vlogului? Pa, vlog! Pa, vlog! Să stau puțin de vorbă cu voi, că o să dureze foarte mult. E fix ziua în care mă grăbesc. Vreau să ajung repede la muncă. Și fix ziua aia n-am prins de când am reînceput munca așa aglomerat. Nu știu, toată lumea a plecat la muncă dimineața asta. Nu stă nimeni acasă. Deci e foarte, foarte, foarte aglomerat. Înțeleg care-i treaba. Căutam și căștile ca să nu mă vadă lumea că vorbesc singură. Asta era problema aglomerației. A făcut probabil cineva explozie. Probabil, camionul ăla cred că a făcut explozie. Sau pană sau... Cred că explozie, cel mai probabil. I s-a stricat ceva la roți. Da, nasol. Haideți să vă arăt meniul săptămânal. În urma cumpărăturilor am întocmit și un meniu. De data asta așa am procedat. Prima dată cumpărăturile și după aceea am făcut meniul. De regulă procedez invers, prima dată meniul și în funcție de meniu fac cumpărături. Dar n-am avut timp, n-am avut inspirație și am zis hai cumpăr ce îmi vine și după aceea încropesc eu un meniu. Ei bine, acesta este meniul. Avem mic dejun, prânz, cină. Avem 21 de idei, câteva din ele se vor repeta pentru că odată ce fac gulaș, de exemplu, de porc, sunt sigură că îmi va mai rămâne o porție, două, trei și voi refolosi acele porții de gulaș, bineînțeles, nu arunc mâncarea. Orez cu lapte pentru micul dejun. De două ori veți vedea și la trei tot orez cu lapte, pentru că atunci când fac orez cu lapte, fac o cantitate mai mare. La doi avem o omletă cu telemea și am adăugat și legume acolo. Ori o bucățică de mozzarella, niște legume roșii, castraveți. Ați văzut deja că am cumpărat mai multe feluri de legume. O câmpenească, m-am gândit eu la 4, adică deschid frigiderul, văd ce aș putea să le ofer copilașilor și în funcție de ce am prin frigider, le voi oferi un mic dejun așa mai câmpenesc, cu de toate. Și acest punct ar fi trebuit să-l pun pe la 6-7, sâmbătă, duminica, de obicei e o câmpenească din asta. Apoi oladi. La 6, sandwich și la 7, iaurt cu fructe sau cereale cu lapte. Așa m-am gândit eu. O să mă întrebați, dar copiii mănâncă micul dejun? Ei bine, uneori îl folosesc ca și gustare între cele două mese principale, adică prânzul și cina. Pentru că uneori copilașii îmi mai cer extra mâncare. La prânz avem omletă cu cașcaval sau telemea, plus roșii, plus castraveți. Ați văzut că am cumpărat sushi și nori, vreau să fac sushi cu avocado și castraveți și cremă de brânză, mai am cremă de brânză prin frigider, depinde ce vor și cei mici. La 3 brânză cu smântână și mămăligă, voi folosi brânza cu smântână de la lăptăria cu caimac și mămăligă, bineînțeles, voi face o mică mămăligă acolo să mănânce copilașii. Apoi, sandvișuri cu mezeluri și legume. Am cumpărat acele mezeluri. Dacă puteți voi să-mi spuneți cum se pronunță acea firmă, v-aș fi recunoscătoare și, bineînțeles, legume, pentru că mie îmi place să le ofer tot timpul legume, cel puțin două legume la o masă. Salată caprese, zic corect caprese, cei care stați în Italia. M-ați putea corecta. Salată caprese din aia cu roșii, busuioc, mozzarella, ulei de măsline, sare. E foarte simplu, foarte gustoasă. Mi-e place să o combin și cu pesto, bineînțeles. La 6, cartofi prăjiți, ou, brânză. Clasica rețetă, cartofi prăjiți cu un ou prăjit, brânză puțin pe deasupra și o sălețică de roșii castraveți și ceapă. Da, mami? Așa, și avem la 7 salată de roșii plus castraveți, ardei capia, o salată grecească cu măsline, cu brânză, ardei și cam asta presupune salata grecească. E gustoasă rău și e potrivită în perioada asta.
Iar la cină avem salată orientală, care presupune că o să mai fie o porție două pentru a doua zi, pe care aș putea să, acele două porții aș putea să le folosesc ca prânz. Apoi gulaș de porc pentru două zile, pentru că atunci când fac gulaș îmi place să fac un pic mai mult, nici n-am cum să fac mai puțin. Și am scris și la 2 și la 3. La 4, un pui tavernachi, acel celebru pui de care tot vă zic și niciodată nu vă arăt rețeta. E cel mai delicios pui de pe fața pământului, gătit în felul acesta. Rămân și fără voce. Apoi, paste cu ton roșii, busuioc și usturoi. Este o pastă foarte fresh așa și ușoară în perioada asta de caniculă. Va fi bine meritată, binevenită. Apoi, ceafă la cuptor plus ardei capia. Nu-mi place asta, partea asta cu la cuptor, pentru că evit pe cât posibil să folosesc cuptorul în perioada asta, dar parcă mi-e dor să fac o ceafă la cuptor și am zis că bine, hai, te pun pe listă. Iar la 7, șnițele de pui cu pesmet și o sălățică, să vedem de care, probabil din asta de sezon, roșii, castraveți, ardei, ceapă. Acestea sunt preparatele, eu zic că sunt idei bune, idei fresh. Sper să vă încânte, sper să le încercați. Eu știu că multe persoane urmează recomandările pe care le fac și mă bucură nespus chestia asta. Ce să vă zic, vă las aici meniul, dacă vreți îi faceți un screenshot și în cazul în care rămâneți fără idei, apelați la lista asta. Cam atât, ne auzim mai târziu. Okay. Dragile mele, ia uitați ce mi-a ajuns mie. Este comanda de la Empic Photo cu poze și... De data asta am optat pentru un album. Mi-am dorit tare mult să văd cum sunt albumele de la ei și mi-am comandat acest album care are, cred că, 300 de poze. Poți să pui în el 300 de poze. Este măricel, dar în egală măsură este foarte... este compact și eleganțel așa. Mie îmi place... cum arată, scrie photos aici și are folie, de asta l-am și comandat. M-a încântat chestia asta, că are folie și pot să pun pozele aici, fără să se prindă între ele. V-am arătat și altfel de albume foto, dar celelalte care n-au folia asta de protecție, nu protejează poza. Ei bine, albumul ăsta foto protejează poza de a se lipi de o altă poză. Mie frică tot timpul să nu se ia culoarea dacă punem față pe față la poze. Ei bine, în felul acesta nu se poate întâmpla asta și, așa cum am spus, am pus în coș acest album foto care este foarte drăguț și practic și nu e foarte mare, adică e atâta în mâna mea și e ceva mai mare. Intră două poze 10x15 pe o folie din asta, adică 4 pe o pagină. Și am aici 300 de poze. Să pun 300 de poze. Poze pe care le-am developat, bineînțeles. Și mă știți, sunt adepta... Mami, un album. Album. Albumul foto. Da. Putem să punem două foi într-o folie? Două poze într-o folie, da. Sigur că da. Și acum haideți să vă zic de poze. Vă ziceam că am developat poze 10x15 pentru că sunt adepta pozelor developate și v-am mai spus eu, 10x15 mi se pare ideală pentru mine. Poți să vezi toate detaliile într-o poză din asta 10x15 și așa cum v-am promis, Tiara, fetița nu mai are răbdare, abia așteaptă să le vadă, că ea n-a reușit să le vadă. Și așa cum v-am promis în vlogurile trecute, am venit la voi cu un cod de reducere. De fapt, am două coduri de reducere. Am codul de reducere poze mădă, care îți oferă 40% la minim 100 de poze 10x15. Iar acest cod este valabil până pe 15 august 2024, adică aveți la dispoziție aproximativ o lună să folosiți acest cod de reducere ca să beneficiați de 40% reducere pentru pozele 10x15, cum sunt cele pe care vi le arăt eu. Știți, v-am mai spus, sunt poze clare, uitați un pic culorile, uitați un pic că nu sunt spălăcite, calitatea hârtiei este bună. Eu am rămas complet fidelă firmei Empic Photo, cea care se ocupă de developat poze, de făcut tablouri și la ei pe site o să găsiți o sumedenie de produse,
diverse pentru toate gusturile, dacă vă plac, nu știu, albumele fototip pe Vantai, dacă vă plac pozele retro, dacă vă plac fotocărțile, că avem și fotocărți. De data asta nu mi-am comandat fotocarte pentru că nu am avut inspirația de a alege pozele potrivite pentru fotocarte, dar știți că am mai dat comandă în trecut de fotocărți și probabil și pe viitor voi mai da comandă de fotocărți. Uitați pe calitatea lor. Astăzi nu am cod de reducere pentru fotocarte, dar poate pe viitor voi reuși să avem cod de reducere și vă țin la curent exact ce și cum. Și mai am un cod de reducere, am 25, o să vi-l las pe ecran și pe cel pentru poze și pentru acesta, care vă oferă 25% la toate produsele până pe 31 decembrie 2024. Până la finalul anului puteți să folosiți codul. Am să notez codurile astea. Inclusiv Tiara se uită la poze și este încântată. Ia ce mi-a arătat acolo. Ia să văd. Poza cu Noa. Fățuca lui Noa cu grăpița? Da, mamă. Voiam să vă mai spun că aceste coduri nu se cumulează unul cu celălalt. Adică dacă aveți 40% la poze 10 pe 15, să mai adăugați încă 25% reducere la celelalte poze. Adică să aveți o reducere de 65%, nu se întâmplă asta. Adică dacă vă comandați poze 10 pe 15, puteți să folosiți acel cod poze mădă, care vă oferă 40% reducere. Și la o comandă se poate folosi maxim un cod de reducere. Este alegerea voastră pe care cod vreți să-l alegeți. Dar dacă vreți să vă comandați un album, de exemplu, folosiți AMP 25 și aveți reducere, cum spuneam, de 25% pentru acest album foto. Este alegerea voastră, cum considerați voi. Eu vreau să vin în ajutorul vostru. Aici am developat poze din spital, când am fost internată cu Tiara, astă toamnă, când am strâns mere, când s-au jucat copilașii prin fața blocului, prin frunze, la cumpărături, amintirile noastre pe care am să le pun aici, în acest album, și am să tot fac albume foto, pentru că mie mi se pare că pozele alea vechi pe care le avem într-o cutie la părinți acasă au așa o valoare sentimentală enorm de mare. Și vreau să fac același lucru pentru copilașii mei, să se bucure pe viitor, când voi fi eu mai bătrână, de pozele astea fizice. Mi se pare și un cadou foarte bun pentru cei dragi. Uitați, altă poză cu mâncare. Și tot mă uit la pozele astea și tot văd poze și amintirile din spatele lor. Cam atât am vrut eu să vă spun despre codurile de reducere de la Impic Photo. O să vă las linkul prin care puteți să comandați produsele. Pe mine m-ar ajuta să comandați prin linkul pe care vi-l dau, pentru că este linkul afiliat numelui meu. O să vi-l las, bineînțeles, în descriere și în primul comentariu. O să vă las la fel în descriere acele coduri de reducere ca să le aveți, să beneficiați de ele. Și vă doresc spor la cumpărături!